Domnul Mitrea, v-ați mai revenit, ați băut apă, da? V-a mai trecut un pic criza? Într-un fel, da, dar cum era cu tablouălele? Cu tablouăle, da. Tablouăle, da. Domnule Anastase. Să vă spun și eu un banc, poate. Un banc, da? Cu cine? Cu PSD-ul? Da! Mai rău, cu reforma din PSD. Cu reforma din PSD. Dacă e acum, da, trebuie să vină congresul să știți care e culmea reformei în PSD. No. Este așa. S-o aprobe Joana, da? S-o dicteze Iliescu, da? Și s-o scrie Marian Vanghelie. S-o scrie Vanghelie? E rău. Mă duc eu să beau de seama acum. Rămâneți aici, da? Doamnă și domnilor, lupta politică a căpătat accente dramatice în ultimul timp datorită campaniei de racolare a primarilor PSD de către PD. Iată că în județul Vaslui, organizația locală PSD a demarat acțiunea "Noi ne apărăm cu parii, să nu ne furați primarii". O acțiune de mare succes, o să vedeți imediat și despre ce este vorba. Lângă mine, chiar acum, se află unul dintre membrii conducerii filialei PSD Vaslui. Bună seara! Vă salut! Hai! 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 Așa! Mă rog! De ce v-ați apucat de arte marțiale? Care e motivul care v-a împins? Motivul este o prostie, domnule! Din prostie s-a ajuns aici! Dar nu este prostia noastră, este prostia celora de la centru. Însă dânsul face prostii și o secundă, plătim, o secundă. Noi, plătim noi. Care anume, care anume de la centru, la cine vă referiți exact? Deci, mă referez în aceste vorbe ale mele strict la domnul Adrian Năstase, care este singurul vinovat de tot ce se întâmplă rău în țara asta, domnul. După părerea mea, este lipsă de fair play. Să arunci pe umeri lui Năstase toate chestiunile astea. Ce vorbești? Îmi dai tu mie lecții, băi, îți trag o carată acum de nu te vezi, dar ce? Ai venit tu aici să o faci pe adeșteptul cu mine, nu? Bun, atunci răspunde la întrebare. De ce te-ai apucat de arte marțiale? Hai, zi. Pentru că nu se mai poate. Nu se mai poate, domnule, piediștii ăștia nu înțeleg decât de bataie, atâta tot. Serios? Pe zi la bătaie pe ăștia. Hai, arată-mi o figură de arte marțiale ca să mă convingi. Karate, da? Karate. Karate-do, fii atent. Karate-do, karate. Uite aici, aia. Da? Uite aici. Da, fii atent aici, la mine, da? Dar ce figură e asta? Cum se cheamă? Asta? Da. Este figura pe care o face PSD-ul acum, aflându-se într-o mare cumpănă. Hai, cumpăna asta. În care se află PSD-ul. Aaaa! 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 Aaaaa! 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 Sensei Stan și Bran și eu sunt sensei Charlie Chaplin în cazul ăsta, da? Adică faci mișto de mine cum ar veni, nu? Da, ce? Vrei să stau karate, să mă filmez și faci mișto de mine, uite, nu? Uite, eu stau karate, stirâs, vrei? Uite! Ha! Chiar că m-ai speriat. Hai nu să vorbim. Hai să vorbim. Sunteți specializați în a instrui oameni politici, am înțeles, exact, da? Exact, exact. Pe cine anume ați mai antrenat? Dar pe cine n-am antrenat? Pe cine nu am antrenat? Păi pe toată lumea am antrenat. Hai zi. Pe Traian Băsescu, îți convine? Așa. Da? L-am învățat tehnici de atac, lovește din toate pozițiile, tot. Da, ai dreptate. Oricum ar fi, pac, el a pocnit, a lovit. Și este destul de bine. Păi da. Așa, mai departe, pe altcineva. Pe cine vrei, Matale? Pe Năstase, de pildă. Hai. L-ai antrenat pe Năstase? L-am antrenat și l-am învățat Bushido. Bushido. Tehnici de cădere. Tehnici de cădere. Tehnici de cădere, Bushido, da, 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 da. A lovit din, a căzut din vârful vulcanului? Da, a căzut. S-a lovit? Păi, da, nu știu dacă s-a lovit, dar oricum. Păi, deci, mă iertați că intervin. Vreau să spun că acestea sunt tehnici marginale. De bază, așa? Totuși în această luptă de apărare politică, în aceste arte marțiale, care sunt niște arte, trebuie să spunem, chiar dacă sunt marțiale, și pe această bază am învățat, să spunem, pe Elena Udrea, am învățat-o Shotokan Kando și ați văzut cum se este. L-am învățat. Shotokan Kan politic. Do. E politic sau nu e politic, e can să fie. Bun. Deci, pe altcineva. Pe altcineva. Domnul Crebenciuc Șobolando l-am învățat.
Așa? Și pe domnul Vanghele mi-i toca mo. Bravo! Dar pe domnul ăsta, pe colegul sau... Lică. Lică, așa, pe domnul Lică. Pe domnul Lică, ca să-i spun așa, l-a învățat mai mult tehnici de apărare. Deci am pornit de la niște simple, de la un pickboxing, să zicem, de la un aipido, un aipișui, aipicai, tehnici ușoare. Stai, stai, dar nu se cheamă așa, nu se cheamă așa, îmi pare rău. E kickboxing, e aikido, aikishu, aikikai, de ce le-ai pocit? La țară așa se cheamă, cum spuneți dumneavoastră. Noi fiind la oraș, dorim să fim mai eleganți. Deci noi nu dăm cu picior, dăm cu piciorul și purtăm kimono. Deci... A, și de asta nu e aikido, e aipido. Exact. Majoritatea oamenilor de la noi din Vaslui poartă kimono. Și asta respectă. Ai zis de aikikai. Aikikai, da. De unde? Ce tehnică e asta? Cine a inventat-o? Cine a... Ștefan cel Mare. Așa. A avut o sclipire de geniu, ca să spun așa. Unde? La podul înalt și lângă Vaslui. A văzut turcii cum vin frunză și iarbă, a avut acest moment de geniu și a spus: ai picai, răzăși mie, chiștea ne omoară pități. Ai picai! Ai picai! Și a scăpat țara de moarte. Da, da. De acolo pleacă numele acestei tehnici, de la Ștefan cel Mare. A fost preluată și de japonezi, ei n-a putut face față la bombe, dar... Bun. Pe domnul, putem să-l vedem la o demonstrație concretă, să vedem dacă l-ați învățat cum trebuie. Da, l-am învățat cum să lupte eficient împotriva pediaului. Foarte bine! Asta l-am învățat. Așa. Deci l-am învățat tehnici de concentrare. De concentrare. Deci că totul trece absolut aici. Dacă n-ai aici, fără concentrare nu se poate. Și să leagă aici într-un trilunghi, așa, împreună aici, așa, care este forța interioară. Concentrare se poate depăși. Hai o demonstrație, hai să vedem. Lică, crezi că poți să te concentrezi? Cărămida? Hai, te rog frumos. Hai. Forță interioară. Hai și respiră. Hai, hai, te rog frumos. Hai. Hai, Dirica. Fără emoții. Deci nu avem emoții, da? Hai sus. Hai. Hai! Aleu, bă, bă! Dar ce faci? Ce faci? Ce faci? Bă, bă, m-a palit! Paleu, dar ce mă doare! Gata, mă, să meditezei! Trebuie să meditezei! Domnul... Băi, am spus să meditezei, măi, frate, dar meditezei! Păi arăta lovitura, domnule! E foarte slab, e un elev foarte slab. Fi emoții, dar nu-i din rușine. Ori elev slab, ori voi sunteți instructori foarte slabi. Nu e adevărat, dacă nu mă lăsați vorbesc, dacă nu mă lăsați vorbesc. Mai puneți calea din mijloc și nu vă mai enervați așa. Spune. Deci el nu are țintă, domnule. Exact. Nu are țintă, înțelegeți? Adevărul e la mijloc. Nu are țintă rațiunii pentru asta. El încă nu este, uite, asta e țânta lui. Lec, stai, Lec, stai. Emil Boc. Deci, poza lui Emil Boc. Fii atent, că o pun aici. Adevărul e la mijloc, pune-ți țânta pe mijloc. Așa. Concentrează-te. Haide, Lică, te rog. Haide, dă-te la o parte. Ești, te rog frumos. Și? Interior, hai. Chiai! Chiai! Hai! Bravo! Excepțional! Ați accepta acum o confruntare cu un personaj foarte bine instruit? Noi? Da! Lică? Cine? Voi! Tibizui? Ce? Tibizui? Adă-l aici! Adă-l aici! Praful-l face! Adă-l face! Praful-l face! Atâta o singură problemă. Deci dacă are asigurare pe organele interne... Are asigurare, nu-i nicio problemă. Nu, bun. Dacă îi se rupe splina sau... Fii atent, doamna și domnilor, vine în fața dumneavoastră sensei Monica Macovei! Yeah! Oh, 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 oh! Nu vă speriați, n-am demisionat! M-am mușchit puțin de la minister și am venit să văd un pic despre cum se treabă aici la Vaslui. Nu e ca la teatru, o ficțiune. E pe bune, încă o dată. Rechinii ăia mari trebuie să se teamă. La partide în presă, în cercuri înalte, toți vorbesc de moni, mai pe față sau pe la spate. Justiția a fost slabă, sistemul a fost secat. Bă, se aflat pe pielea lui când l-au acuzat. Cică a lăsat flota pe drumuri fără un ban. L-au frecat frățioare an de an. Și Adrian i-a dat la cap să nu ia votul. Marinarul l-a driblat și i-a spart botul. Uite-l pe Dip, anihilat, e tras în țeapă. PSD-știi sunt așa credulgă deodată. Judecătorii nu mai sunt influențați. În rapoartele pentru UE e nevoie de arestați. Se dă și la TV lumea ca să știe. Monica nu doarme și face ce zice UE. Vă scapă de traficanți, vă scapă de bogați. Iar de nu va reuși, va fi nașpa rău de ea. Pune-i la pământ, Moni, pune-i la pământ. Pune-i la pământ, Moni, pune-i la pământ. Pune-i la pământ, Moni, pune-i la pământ. Cum au făcut și ei cu țara atunci când au putut. Pune-i la pământ, Moni, pune-i la pământ. Pune-i la pământ, Moni, pune-i la pământ. Pune-i la pământ, Moni, pune-i la pământ. Cum au făcut și ei cu țara atunci când au putut.
mare, ești în cerul de putere aici, ca să le arate la corupți cât sunt de mici. Să se pară băieți buni și să învețe bere. Cât trebuie să te zbați, să faci bani, să-ți iei o bere. Probele apar și nu mai dispar. Nu mai depinde decât cașca, bani ai buzunar. Vreau să zbori, 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 zbori. Și ce ai luat cu șapca să ajungă ea la noi? E multă sete de dreptate, ani și ani de zile. Corupție a furat, are bani, are și vile. E treaba lui Monica și parchetul DNA, cu toți judecătorii, anchetatorii, procuroarea. Cu toți vrem ca țară să fie mai frumos, să nu fie tristețe, vrem să fie mai haios. Și când găsim corupți la parchet automat, să-i punem să declare tot ce a furat. Pune-i la pământ, Moni, pune-i la pământ. Pune-i la pământ, Moni, pune-i la pământ. Pune-i la pământ, Moni, pune-i la pământ. Cum au făcut și ei cu țara atunci când au putut. Pune-i la pământ, Moni, pune-i la pământ. Pune-i la pământ, Moni, pune-i la pământ. Pune-i la pământ, Moni, pune-i la pământ. Cum au făcut și ei cu țara atunci când au putut.